sunt din localitatea Cugie, județul Alba, membră în asociația Voiajorul Alba. Practic sportul columbofil din 2013. Am cam concurat atunci, m-a înscris tatăl meu în campionatul copiilor. Și de atunci, până la vârsta de 18 ani, am concurat în campionatul copiilor și pe Alba, dar și pe Hunedoara, ca și județ. Am început rezultatele încă din primul an de campionat al copiilor, și dar cea mai mare realizare atunci, în anii aceia, au fost în anul 2017, când am avut locul 2 național standard mascul pui și locul 2, 8 Cupa Europei. Tot mascul pui, cu același mascul în același an, pui primit de la soțul meu. Apoi, în anul trecut, în 2022, am reînceput în acest sport. Am avut o mică pauză pentru că am două fetițe mici și a fost mai dificil, mai ales că nu locuim unde avem crescătoria și ne putem veni cu fetițele așa cum s-a ocupat soțul mai mult. Și s-a făcut acest campionat, campionatul doamnelor, și cu această ocazie am avut norocul de a-mă ocupat locul 2 și 3 național pui în campionatul doamnelor, locul 1 crescător pui, campionatul doamnelor, și locul 2 național crescător matur plus tineret. Ca și categorie, deocamdată viteză de mifon general, cam astea sunt categoriile pe care mă axez. Cum ar trebui să arate un porumbel din punctul meu de vedere? Acum, în primul rând, când iei un porumbel în mână, ți dai seama de sănătatea acestuia, în primul rând. Apoi urmărești statura, echilibrul, vitalitatea, penajul, un penaj moale, aripă scurtă. Ca și mâncare folosim de la Verselaga produse Tolisan, Romfrid, natural. Nu avem încercăm mai multe produse. Ca și metodă de zbor, practicăm văduvia. Altfel se recuperează porumbelul, altfel dimensii condiția fizică, altfel îl motivezi. Concurând, la tatăl meu am concurat la natural și așa pot să-mi fac un termen de comparație. Când și antrenamentele sunt total diferite. Acolo, dacă porumbelul la natural în perioada de împerechiere, categoric că antrenamentul nu mai e același, el dorind în permanență să meargă la boxă, la femelă sau pui, nu se compară calitatea antrenamentelor și recuperarea de la zbor, la fel, porumbelul vădu când vine de la zbor, doar de asta se ocupă, de recuperare, nu. Antrenamentele sunt foarte importante, ca și la noi oamenii, la un sportiv, categoric trebuie să te antrenezi pentru a putea face față următoare etape. Îi antrenăm în jurul casei, dimineața și seara. Dimineața le dă drumul soțul, nu, după aceea merge la serviciu, nu, ei se antrenează la liber. Seara la fel, rar dacă îi mai ducem, dacă este așa o etapă mai importantă. Acum, toate etapele sunt importante și pentru toate te ocupi la fel, dar probabil că cea mai importantă pentru toți crescătorii este etapa cu care încheie o normă. În funcție de ce etapă, de distanța la care îmbărcăm porumbeii, dacă este, și de cum bate vântul, pentru că contează la fel foarte mult acest aspect. Dacă ei se întorc de la o etapă, în ziua aceea și ziua următoare încerci să-i recuperezi, este despre recuperare, și după aceea începi cu pregătirea propriu-zisă. Dacă e etapă scurtă, nu e nevoie de o pregătire așa temeinică. Folosim electroliți când vin de la zbor, o mâncare mai ușoară și după aceea celelalte produse și
în funcție de kilometri. Scoatem două serii de pui. Prima serie soțul o ține la întuneric, a doua serie o lăsăm să se maturizeze natural. Încă de mici, cum îi încercăm, îi vaccinăm de paramixo, cu repetăm după 21 de zile și după aceea îi antrenăm, îi duce și soțul înainte de începerea sezonului cu la mașină. Și după aceea încep concursurile și în funcție de distanță, în general la pui avem distanțe scurte, începe pregătirea pentru fiecare etapă în parte, că toate sunt diferite și trebuie urmărit tot. În general, cam vântul ne cam strică treburile. Nu selectăm pui la mână, se selectează natural, coșul îi selectează. Și nu avem, la final de sezon, cu pui, nu, îi ținem, îi păstrăm pe toți pentru anul următor și le dăm la toți șansa să aducă, sau nu, rezultate. Avem 90 de porumbei la matcă, 45 de perechi. Nu achiziționăm. Avem liniile soțului care i-au adus rezultate până acum și soțul meu are un tandem. Barbur Ciprian este un cugirean plecat în Germania și dânsul, avem porumbei mulți de la dânsul în matcă. Criteriile după care introducem porumbei în matcă, în primul rând originea, pedigriul, în al doilea rând, acum și să-ți placă porumbelul, că prima dată vii la porumbel dacă îți place, apoi pedigriul. Și să se adapteze zonei noastre. Te uiți și, bineînțeles, de unde îl achiziționezi crescătorul, dacă cu cine zboară, rezultatele. Răbdare cu porumbei reproducători. Dacă nu, ne inspiră așa ceva, mai avem răbdare și al doilea an să încercăm cu o altă pereche. Nu suntem chiar așa de aspri. Nu sunt chiar așa de aspră. Nu folosim consanguinizarea la porumbei. Îi împerechem în funcție de origine, de potrivire, că nu e suficient să împerechez porumbeii doar după pedigree. Consanguinizarea, eventual așa, dacă îți dorești să păstrezi un anumit sânge în matcă, dar doar la matcă, nu de zbor. O voliera perfectă, în viziunea mea, trebuie să fie bine ventilată, aerisită, uscată, să nu fie umezială și curată, în primul rând, curată. Această femelă are seria 367-080 de anul 2021, este locul 7 național viteză în campionatul doamnelor. No. Acest porumbel are seria 367-304, este loc 8, AS Speed, în campionatul doamnelor. Această femelă cu seria 327-312 din anul 2020 este locul 11 județean viteză maturi. Ca origine este Heremans și Van Dijk.